S-a rupt cerul și în Mehedin. 60 de minute a plouat torențial și a căzut grindina. Stratul de gheață depus pe pământ a fost de un lat de palmă. Grindina a distrus sute de grădini, iar apa a inundat curți și locuințe. La Cria și Țigănaș, în Mehedinți, a plouat de parcă s-a rupt cerul mai bine de două ore, spun localnicii. Ce v-a inundat? Beciu. Grădina. Tot. Deci nu mai avem nimic, absolut. Foarte, foarte urât a fost. Cât era gheața pe jos? Gheața cam de un lat de palmă a fost. Gheața a fost de un lat de palmă. Aici totul inundat până la nivelul... Deja se vede că apa se infiltrează, este și o zonă inundabilă aici. Zarzavaturile, toate culturile, pomi, tot de la cap la coadă, începând cu cartofi și terminând cu lobenițele care au apucat să le pună. Nu v-a rămas nimic prin Nimic, chiar nimic, nimic. Deci, a fost potop? Potopul lui Noe. Timp de 30 de minute, ploaia a fost însoțită de grindină, iar stratul de gheață depus pe pământ a fost de câțiva centimetri. Grindina a distrus tot ce aveau oamenii prin grădini, dar și fructele din pomi. Zeci de gospodării și trei locuințe au fost inundate, iar oamenii au cerut ajutor autorităților locale să scoată apa din case, beciuri și curți.